Președintele Consiliului Județean Călăraș, Vasile Iliuță, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că bugetul aprobat asigură funcționarea instituției doar pentru 7 luni. De asemenea, președintele Iliuță l-a acuzat pe Valentin Barbu, prefectul județului Călăraș, că face abuz în serviciu. Acesta ar fi atacat 70% din hotărârile aprobate de Consiliul Județean. Iliuță spune că îi va face prefectului o plângere penală pentru abuz în serviciu. Bugetul județului Călăraș are... Să spunem, pe protecție socială, o funcționare de 7 luni de zile la nivelul bugetului aprobat. Avem 35 de milioane aprobat pentru funcționarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, dintr-un total de 57 istoricul de anul trecut. Am făcut o restructurare la Plătărești ca să putem să reducem bugetul, presiunea pe bugetul Consiliului Județean. La momentul ăsta vom fi, să spunem, în câștig cu 1 milion pe lună, ce însemna cheltuielile și funcționarea căminului de la Plătărești, vom avea, să spunem, 6-7 milioane la final, să spunem, un rezultat pozitiv, pentru că am redus cheltuielile pe Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. La spital am venit și am pus cota de cofinanțare 2 milioane jumate pentru ce înseamnă aparatură medicală planificată să o luăm pe proiecte europene și ce înseamnă cofinanțare pe Ministerul Sănătății. Avem o corespondență cu Ministerul Sănătății, lista aprobată de Consiliul de Administrație al Spitalului și depus la DSP pentru a putea să reînnoim aparatura medicală în cadrul spitalului. Am asigurat și sume pentru sportul de performanță la Călăraș. Da, nu e așa de mare așa cum am putut să asigurăm în anul trecut. Sper ca echipa să promoveze în divizia națională și să găsim soluțiile cele mai bune să asigurăm finanțarea pentru divizia națională. La momentul ăsta, ce ați văzut dumneavoastră la Siderca e decât o parte din drumul pe care l-am promis cetățenilor județului Călăraș că vom realiza intrarea în municipiul Călăraș, zona Siderca. Urmează a doua parte în care primăria municipiului Călăraș e implicată, proprietatea municipiului Călăraș să asigure cofinanțarea celelalte părți, înseamnă o porțiune de 3 milioane care urmează licita, să fie licitată de către primăria municipiului Călăraș și cred că va fi o întârziere de o lună jumate, maxim 2 luni de zile. Cred că undeva la finalul lunii iunie vom începe și cea de-a doua bucată de drum până la Pișicula, cu sens giratorul la Pișicula. Dacă sunt întrebări pentru Consiliul Județean. Așa este, da, a doua oară am revocat prima hotărâre pe care am dat-o, pe motivele pe care le-au spus și am dat o altă hotărâre, am făcut o ședință extraordinară de îndată, a atacat și a doua hotărâre, vom merge în instanță și ne vom apăra față de abuzul prefectului pe care îl vom dovedi pentru motivul că noi efectiv nu respectăm votul alegătorilor. Motivul juridic este. Motivul juridic a fost că nu am inserat toate administrațiile care au făcut solicitări către Consiliul Județean. Da? Toate solicitările le-am consemnat, le-am pus în preambulul hotărârii, am dat a doua hotărâre și a doua hotărâre a fost atacată. Același motiv juridic nu se poate transfera și la nivel de guvern, că nici guvernul, câteodată, când vrea el, dă la toată lumea niște sume. Când nu vrea, sunt doateuri care nu primesc. Am văzut chiar o comparație făcută și corectă comparația făcută. Guvernul în trecut din fondul de rezervă a dat administrațiilor liberale 1.100.000, aproape identic pe fiecare administrație liberală, iar la administrațiile Partidului Social Democrat cel mult 100.000. Deci am încercat să creăm acest echilibru, să putem să ținem în funcțiune și administrațiile Partidului Social Democrat, chiar dacă n-am putut să ajungem la suma de 1.100.000 pentru fiecare administrație. Am ajuns undeva la 800.000 pe fiecare administrație să putem să punem în funcțiune și administrația Partidului Social Democrat. Și Partidul Social Democrat are primării, are cetățeni care așteaptă programe de dezvoltare a localităților. Toți primarii nu și-au cheltuit banii Partidului Național Liberal și și-au dus în fondul de rulment sau fondul de rezervă al administrațiilor locale. Ei au bani în cont și vin la noi și ne contestă pe noi cu prefectul. Prefectul, la momentul ăsta,
După hotărârea judecătorească o să-i facem, să ne îndreptăm și către o plângere penală pentru că face abuz în serviciu. Ne-a atacat 70% din hotărârile Consiliului Județean, inclusiv hotărâri și dispoziții care țin de funcționarea Consiliului Județean. Nu are dreptul prin lege, obligația domniei sale e să vadă dacă am încălcat o lege și să ne corecteze pe hotărârile de Consiliul Județean sau dispozițiile președintelui. Cei care au dreptul pe funcționarea Consiliului Județean să ne atace, e Agenția Națională a Funcționarului Public, trebuie sesizată să vină și să corecteze anumite dispoziții de organizare și de funcționare. Primarii liberali care au fost prezenți s-au spus că atunci când era guvern PSD, iar dumneavoastră erați președintele Consiliului Județean din partea PNL, deși primările liberale nu primeau bani de la guvernul PSD, cum s-a întâmplat în decembrie anul trecut invers, cu toate astea, atunci erați împărțați banii în mod echitabil. Negocierea pe care o avea în funcționarea Consiliului Județean cu echipa Consiliul Județenei PSD-ului și cu echipa Consiliul Județenei PNL-ului era una singură. Mențineam acel echilibru politic, pe procentul electoral împărțeam banii, pentru că și proiectele de dezvoltare ale județului au fost uniforme. Nu s-a dezvoltat numai partea PSD, iar partea PNL n-a primit proiecte. Nu. Proiectele județului Călăraș au fost dezvoltate în negocierea făcută cu Partidul Social Democrat de la acea vreme, minim două proiecte pe localitate. Și așa s-a întâmplat. Fiecare localitate a avut două proiecte. Și acum de ce nu se mai face așa? Păi cum să se facă când ei și-au dat bani în luna septembrie și în luna noiembrie și-au dat bani la primarii PNL, iar primarii PSD nu au primit bani. Primarii PSD nu au astăzi buget să poată să-și cofinanțeze proiectele. Primarii PNL au bani în cont. Au 1.100.000 în cont, banii rămași de anul trecut. Au fost 6 primării PSD care nu au luat bani în decembrie. Păi ne-au luat. Deci, în momentul ăsta, trebuie să facem un echilibru și să asigurăm proiectele de dezvoltare ale comunelor PSD, pentru că PNL-ul nu le-a atribuit bani pe hotărâre de guvern. Deputat, în calitatea cursului de parlamentar, de ce nu se face un proiect de lege prin care nici guvernul, nici Consiliile Județene să nu mai partă discreționar bani? Să se dea în funcție de cum scrie și la lege număr de locuitori și suprafață. Majoritatea Consiliului Județean decide. Majoritatea Consiliului Județean decide. Majoritatea Consiliului Județean prin vot a decis. A echilibrat bugetul la nivelul anului 2021, ținând cont și de anul 2020, sumele care au fost repartizate comunelor PNL. Până la urmă au și dreptate. Cetățenii de acolo au votat și PSD. Nu sunt tot doar PNL. Da, dar sumele care le-au primit în septembrie și noiembrie, nu sunt cetățenii noștri din PSD, nu sunt în acele localități care au votat cu ei? Asta și spuneam. Nu știu la nivel guvernamental să se stabilească prin lege ca guvernul să nu mai dea discreționar bani. Că-i culoare galbenă sau până acum, eu n-am văzut, cel puțin de când conduc Consiliul Județean de 5 ani de zile, să văd această abordare pe care guvernul PNL o are. N-am văzut până acum și cred un singur lucru. Și abordarea prefectului n-a fost până acum niciodată să-ți dorești tu să umilești instituțiile statului prin abordarea pe care o are prefectul actual în funcție, inclusiv abuzurile pe care le face Consiliul Județean atacând toate hotărârile de Consiliul Județean. Deci e un mare abuz pe care PNL-ul, oamenii formați de șpagă în chiloți, i-a lăsat și astăzi avem această rușine pentru instituțiile statului conduse de prefect PNL. Acum câteva luni spuneați că Județean are încredere în actualul prefect. Da, am crezut că va fi un prefect pentru județul Călăraș. El este un prefect numai pentru zona PNL. Deci PNL-ul cu șpaga în chiloți și cu prefectul actual au știut cum să dezbine, cum să facă rău și cum să vină cu argumente care nu sunt, să spunem, veridice în fața cetățenilor, că își doresc dezvoltarea și bunul mers al instituțiilor statului și al Consiliului Județean Călăraș. Domnul președinte, dacă mi-aduc că vine aminte, ori în 2019-2020, pornind tot de la împărțirea sumelor respective, mi-amintesc, colegați-mă, poate nu mi-aduc aminte, a fost chemat de fostul președinte al partidului și certat că n-ați împărțit banii cu prioritate către primăriile PNL. Nu. Hai să fac o revenire eu să spun la ce spuneți dumneavoastră. În anul 2019, fostul primar al Călărașului, Dumnezeu să-l ierte, Daniel Drăgulin, mă cheamă
și face o discuție la care eu am avut un alt punct de vedere, să respect promisiunile pe care le-am făcut față de partenerii noștri din Consiliul Județean, fiind Partidul Social Democrat și consilierii Partidului Social Democrat, să respectăm formula de împărțire a banilor, iar domnia sa n-a înțeles și vine în birou permanent județean să aprobe el bugetul și am spus, nu e bugetul PNL-ului, e bugetul județului, nu puteți să mi-l aprobați prin hotărâre de BPJ. Nu aveți dreptul legal, încălcând legea. Bineînțeles că nu a ajuns în presă dumneavoastră, n-a ajuns la dumneavoastră, fericitul nostru caz că eu eram cel care puteam să fiu cercetat, că vreau să aprob bugetul prin BPJ-ul unui partid. Nu se aprobă bugetul de formațiuni politice. Formațiunile politice sunt cele care votează și repartizează prin comisii banii, pentru că acolo, mi se pare și corect, toate formațiunile politice sunt reprezentate în comisiile de specialitate ale Consiliului Județean. Și atunci am refuzat, chiar am avut o discuție neplăcută cu fostul președinte și am spus, încălcăm legea și asta, să spunem că timpul nu ne va ierta. Și uitați că lucrurile n-au mers așa cum și le-a dorit domnia sa și am mers într-o altă direcție. Domnia sa nu mai m-a avut în echipă și știți, și m-a dat afară din partid. Și astăzi suntem în fața dumneavoastră și cu câștigul Consiliului Județean, inclusiv cu cea mai importantă administrație locală, primăria municipiului Călăraș, prin Marius Dulce, primar al municipiului Călăraș. Când estimați că justiția își va spune cuvântul vis-a-vis de ultima hotărâre atacată în contextul? Încercăm să o facem pe cale extraordinară, să cerem o ordonanță prezidențială de suspendarea deciziei prefectului până la judecarea pe fond, ca primarii să poată să-și pună bani în bugetele locale și să cofinanțeze proiectele de dezvoltare la fiecare localitate.